Fury Survival Pixel Z. Am citit undeva pe net că jocul ăsta, Fury Survival Pixel Z, are un super voice acting și o grafică old school, 8-bit, 16-bit sau cum o fi. Ia să vedem. The only option is survival. Ia să vedem care-i treaba cu joculețul ăsta. Nici n-am idee ce gen e. A, da, și e gratuit în Play Store. Și suntem la firstplay.ro și ne uităm la E3 2019 și ne jucăm pe OnePlus 6T, iar eu am vocea asta guturală pentru că-s răcit. Famous last words. Move with the joystick on the bottom left. Mamă, mă simt ca pe Game Boy sau ca pe Atari sau ca pe SNES. Oh, snap. Hotel ce mănâncă ăla. Mănâncă cu poftă din intestine. Oh, shit. Mam, au ceva viață, băieți ăștia. Cât au mai cheia franceză avea ăla. Eu aș lua cheia franceză în locul tău. Ia uite-i, mă. Mamă. Fury Survivor Pixel Z. Ăștia pun Z acum în orice joc. Ca să-ți amintesc că de World War Z sau ceva. Z for Zombies. Dar nu-mi place că se ia în serios, credeam că e la Caterinca. Hai cu Caterinca aia odată. Bla 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 bla. I will use my particular set of skills. Vorba lui Liam Neeson. Și ne-am întors la eroul nostru îmbrăcat în vestele douchebag. Follow the arrow. Ok, hai să vedem. Păi mergem în dreapta, nu? Bă, mă zici că are un băț în fund. Hei, o cutie. Break the crates to gather some supplies. Yay, we have a medical shit, bandage. Aoleu. Hei, zombii ăștia sunt mai înalți și mai solizi decât ai alții. Am luat components și pistol ammo. Ce păcat că n-avem pistol. Pot să urc pe chestia aia? Jocul ăsta mi-amintește de un joculeț cu Roger Rabbit, pe care îl jucam eu pe Game Boy. Ori chestia cred că o să bubuie, nu? Mi să nu mor dacă bubuie. Mi-a dat chestii, ce frumos. Ați văzut bagul ăla, am trecut prin roaba aia. Man. Dă-le, Gheorghiță, dă-le. Uite, bă, și câini de aia nervoși sau șobolani, ce să știe. S-a enervat asta. E flipped. Păi, am tot luat obiecte și nu știu unde să le văd sau ce să fac cu ele. În fine, ori avea un inventory pe undeva. Îmi place design jocului. Dar acțiunea e generică până acum. Și nici voice acting nu m-a dat pe spate. Cum au zis unii. Most abandoned cars with wholesome resources. Mamă, dar bâta e cu adevărat magică. Low HP, take some meds. Băi, cățeilor, lăsați-mă în pace. Aia era o oală cu mâncare? În fine. Deci chiar n-a stricat o armă nouă. În cazul în care ați uitat, sunteți la firstplay.ro și vă invit să ne dați un like, subscribe, share și clopoțel, că ne tot apropiem și noi de 10.000 de abonați și poate îi facem și noi la un moment dat în viitorul apropiat. Poate. Pretty please? Like, pretty, pretty please? Ok, omorâm zombălăi. But what's the point of the game? Ia uite-i. Mamă, serios? Chipsuri Lay's? Sunt banul dat de la Lay's apar în jocul ăsta pixelat. Și încă o canistră cu sănătate. Aoleu, ce aici, frate? Nu știu cât mai a devenit not for children. Pentru că sunt foarte multe cadavre.
Numele meu de formație, Cadavre în Tomberone. Vă Tinder status zombie. Undateable. A, uite, au zis că în mașini se găsesc chestii și am ținut minte de treaba asta. Chiar dacă mașina este un fel de mașină murtoară, n-avea nimic înăuntru. Nu știu cine mi-a dat pistol până acum, că am tot găsit muniție. Pam, pam, pam. Brusc a devenit futurist jocul, era ancorat într-o realitate oarecum imediat, dar... Nu știu cu ăștia. Le pocnesc sau... Aaa, trebuie să le evit, serios? Dai cu minigame-ul mine, mă? Băi... Băi, 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 bine că m-am dat seama de tempo. Push the tempo, vorba aia. Băi, deci mă simt ca în The Days Gone, în tunelurile alea. Tunelele, tunelurile. Aleluia. Progress saved. Mamă, ca pe vremuri, ca în joculețele alea de pe vremuri. Ce frumos. Și oare acolo în capăt de ceva bun? A, nu pot să mai duc. E ok joculețul ăsta, dar... La o parte din mine se aștepta să găsească și o latură de RPG. Și un RPG, gen RPG, adică Rocket Launcher, în fine. Și ceva crafting, nu știu, zic și eu. Tot am adunat obiecte. Mă amintește de simulatorul ăla cu box pe care l-am jucat la un moment dat, când te antrenai să fii un boxer mai bun. Ia încă o mașină aici. Bye-bye, mamă. Ai rotul să dea medipack super mega șmecheră. And now what? Oh, hello, a sunat tranzistor, a zis că își vrea înapoi level design-ul. Mamă, mi-e dor de tranzistor. Tot îmi plăcea cum cânta fata aia îngânat, așa. Foarte mișto. Chiar am căutat melodiile alea cu îngânatul. Eu rămas în cap. Hopa, interact button. Îmi place că personajul principal îl cheamă protagonist. Este, mă, pistol. Dă vai, pistolet. Oh. Super. Salut, ce faci? Bine, dăm foc. Ok, ia foc. Mori, pa. Înapoi până am venit. Da, bă, deci asta este un fel de tranzistorul omului sălac care n-a avut bani de grafică 64-bit, 32-bit, whatever. Și a făcut 8-bit sau 16-bit. Care e diferența între 8-bit și 16-bit? Jocul ăsta e 8-bit sau 16-bit? Niciodată n-a știut diferența. Oare să tracă nebunul sau să-mi și economisesc pistolul pentru alte chestii? A, păi de la distanță și e prea ușor. Shit. Până se încarcă mor. Shit. I-am mai luat și cu băta, ce? Că mulți că aveți alergie la bătă. Așa, dar ce tremur așa mult mediul ăsta? N-aș pa că îl cheamă protagonist, n-are și el săracul nume. Ia, încă niște cutii pe aici. Și tot găsesc materialele astea, copper, ore și alte alea. Văd că în 6 minute o să-mi dea un cadou și mi se pare destul de cute. Serios, avem și vampiri. Am un skill special aparent. Și cred că dă freeze, parcă? E în perioada de cooldown acum. Ia să vedem. Ia, ia. Acum o să apăs pe butonul ăla, să vedem ce face. Nu știu, mi-a dat un fel de... damage boost 2. Deci asta face, nu-i freeze. Oh, shit. Hai să tragem de la distanță în ei. Ia, luați de aici, draculeților. Draculeții. Dar de ce dau un miss? Că mi-a dat cu ceva. Da, de parcă zombie mai văzut până acum. Exact. Satan spawn. Ia uite, bine că m-am întors. Erau numai bunătăți aici. Oho! Și uite ce era aici, dacă nu eram atent. Lumea chiar laudă jocul ăsta în review-uri, cele pe care le-am văzut online.
Și hai să vedem și noi care-i treaba. Cum fac poți să cobor pe scările alea? Nope. Ah, până aici mi-a fost. Ok, la drum cu eroul nostru, cu geanta, cu veste de douchebag. Ar fi fost drăguț un buton de run, dar era cam nedrept. Scăpam prea ușor din amici. Progress saved. Mamă. Am auzit un growling nervos. Uite-l, ce-mi fomenta sunt băieții. Oh, shit! Oh, sunt cam mulți. Păi câtă viteză au ăștia. Ia să dăm niște extra damage. Ah, nu știu unde am dat miss la ăștia. Mamă, ce prăpăd. Am mai luat o oală cu mâncare, mai luat niște bușteni. A început să fie un pic boring jocul ăsta. Am nevoie de un boss acum, atenția mea are avea nevoie de un boss, ceva crafting, o armă nouă, ceva exciting în poveste, cam ăsta e punctul. Încă 4 minute până primim cadou. Aoleu. Dă-i la dulău, dă-i la dulău. Dă-i mă, ia dulăule. Cred că e ceva care emană o travă. Aoleu, zombie ăla. Dă-te mă de aici, băi. Cred că e un zombie boss sau ceva. Mori, mă, mori. Băi, fantastic. S-a teleportat. Da, avem primul boss. Băi, fantastic. Fantastic. Ai încă 3-4 gulanțe. Mă simt ca în Resident Evil, dar varianta 8-bit. Mă, n-ai murit? Jesus, mamă, dar mi-a dat multe. Mi-a dat și o haină nouă și cred că ar fi cazul să mă schimb cumva. Ia să mă uit aici. Oh, câte chestii am. Și un blanca prostul cu alea. Ia ce e asta. Defense 7, HP 101. Sănătățuri, mâncăruri, arme și chestii de crafting. Îmi place că se numesc Lays, că n-au avut bani de Lays cu A. Și totuși nu pot să schimb hainele. Și tot ciubotele. Vestea asta începe să arate lame. Și nici măcar nu seamănă cu aia din backpack. A can of soup. Gimme that. Am ratat cutia aia. Interesant joc, ce să zic. Mi-aș dori mai multe explicații. Deci cu povestea asta, de ce m-am atașat de personajul ăsta, dacă merită să-mi atașez de el sau nu. Nu știu, ce fac cu chestiile alea, itemurile alea, e crafting, e, nu e, schimb mediu, merg mereu în același oraș, mai găsesc și alți supraviețuitori, mai băga niște hit points, lucrurile încep să devină de dreptul creepy, pare să fie o fabrică abandonată cu substanțe chimice, nu loc unde vrei să fii între niște zombie, chiar, aoleu, păi e gen nervoși, care mi-au luat foarte multă viață. Mamă, ce de ce bântui. Băi, ți-ar păia în genul de râs. Foarte nașpa treaba asta, te-a păcălit până acum să tot spargi cutii zicând că primești chestii în ele și încolo astea o păia în genul ele. Păi e frumos, mă? Unde ne bolom? Încă un minut până primesc bonusul. Ia uite, scorpionii. Mamă. Băi, iar pe aia în germân. Dă-te mă de aici. Incredibil câtă viață poți să-mi ia piticanile astea. Du-te, bă, între toată familia de pe aia în germân. Bunica lui Shelob din Hobbit, din Lord of the Rings. Muniție. Este, tată, uite ce aici. Mi-au dat ăștia mai mult pistele ammo decât găsești în tot jocul Resident Evil 2 Remake. Aole, ce era aia, frate? Mă, haine de astea jerpelite. Nu prea înțeleg ce e chestia aia care se ridică. That's what she said. What's the deal? What's the deal, yo? Oh, shit, shit.
Ce Dumnezeu? Să-mi bat picioarele dacă înțeleg. Ok. Haos maxim. Du-te, bă. Deci nu spune că am murit din prostia asta de puzzle. Deci nu spune. Bine că am autosave sau ceva. Hai că mi-a venit cadou între timp. Ce frumos! AK-47. Hai, 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 hai! Nu, nu vreau Glock, firesc să fii. De ce n-am avut și un noroc? Ce, nu mai am voie? Nu mai am voie. În fine, am luat și-o Glock-ul. Hai să vedem cum facem aici, că am rămas pe afară. Bine, bine, dar eu cum ajung pe... Ai, frate! Deci puzzle-ul ăsta e mai greu decât mă așteptam. Deci... N-aș fi crezut că pot să cadă pe prostiile astea. Ceva îmi spune că ar trebui să merg la liftul ăla, nu știu de ce. Așa, un feeling. S-a rupt smelterul, da, știu, dar ce treabă am eu cu smelterul lupește? Oh, shit, îmi dai și cu dealea acum în cap. Bine că măcar astea sunt mai trainice, nu cad. A, ba nu, spoc tu sun. Shit. Shit, son. Mamă, deci... Elementele astea de platforming sunt bunicele și ne aștept... Tut. A, vorbim mai de la început, nu? Normal. Dehydrated. Drink something quickly. Serios, asta e grija mea maximă acum, că e sete lui băiatul. Da, mă, lasă-mă, scade din viață, lasă-mă în pace. Bă, deci nu, mă stresez jocule. Lasă-mă în durerea mea. Bă, ce cârnat. Nu, bă, te firar, ți-ar joystick-ul de râs. Ah, I'm getting angry. I'm getting angry. Mare atenție la direcția în care o luați. Teoretic nu ar trebui să-ți dea voie să pășești în afara cadrului, dar hei, hai să facem jocul mai greu. Că altfel toți noobii îl vor termina. Cred că astea totuși nu cad fără mine. Nu? Sau, mă rog, mai bine zis, nu cad cu mine. Să ne concentrăm puțin. Dacă mai mor o dată, gata, mă renunț că mă enervez aiurea. Hai să bem ceva sau să nu bem. Sunt prea stresat să mă gândesc la asta. Băi, ce era să merg în direcția aia, nu pot să cred și... Mamă, dar mai e mult? Ah, false alarm, mă luase în direcția iurea. Hai mă. Ce? Ce, wave one coming? Ce wave one? Wave one of what? Ah, shit. Asta nu-i semi acum. Hai să intrăm repede în backpack să bem ceva. Niște apică. Ia uzi, mă. Dau ăștia în mine ca în lemne. Păi, fantastic. E tăricel jocul ăsta, îmi place. Începe să-mi placă. Exact cum mă plângeam că n-am varietate, a apărut varietatea. În platforming și o zonă interioară, unei clădiri. Am avut și un boss battle. Încă aștept să văd cum e cu crafting-ul. Și dacă mai apar personaje mai carismatice. Cum adică defeated? Am uitat să mă vindec. Da, asta e jocul. Fury, History, Survival Z, whatever. Bă, tare, nu pot să zic. Tare joc, destul de tare jocul. Și e ceva ce nu prea vezi pe mobil. E platformer horror with a twist. Hell no, Kitty. Cam atât de la First Play. Pămâros, cred că v-a plăcut. Cred că o să mai fac episoade, că pare destul de tare. Și sunt curios cu ce mă mai surprinde jocul ăsta. Tocmai cam atât. Eu sunt Alex, uitați-vă la E3. Vă descriu și eu ceva de E3. La revedere!